Inspectorii Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Dâmbovița au efectuat luna trecută numai puțin de 229 de controle la unitățile care procesează produse de origine non-animală. Verificările au avut ca scop depistarea neregulilor privind autorizarea și funcționarea unităților, etichetarea produselor alimentare și igiena instituțiilor vizate. În urma controlelor efectuate au fost constatate numeroase neconformități, astfel că s-a lăsat cu amenzi. Au fost aplicate 21 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 245.000 de, de lei. Totodată, în urma depistării unor nereguli grave, precum chiuvete nefuncționale sau depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare, a fost suspendată activitatea unei unități de comercializare a produselor alimentare. În timpul controlelor efectuate s-au prelevat și probe pentru efectuarea de analize la laborator.